bucătarul, jocuri horror, ți-l gătește. Să nu mor. Hai de capul meu, mă, opa, ba, ba. Pe tine te frec de cur. Mă, ce? Salutare tuturor și pam, pam, pam! Astăzi o să ne jucăm un joc pe Roblox unde cică lucrăm la McDonald's și o să vină extraterestri. What? Habar n-am despre ce este vorba. Pupi, tu știi despre ce este vorba? Habar n-am. Bă, sincer, nici eu n-am habar, așa că haideți să vedem. Desigur, fraților, nu uitați să lăsați un like și intrăm în magazin și intrăm și în joacă. Pararam pam pam. Approximately 10 hours later. Capibara, ești bine? Capibara? Ok. Capibara e cam dubioasă acolo. Ok, fraților, și suntem la ziua 1 de lucru. Ok, ce se poate întâmpla greșit la ziua 1 la lucru? Adică, ce poate fi greșit la McDonald's? Uite, avem aici mâncarea 1, mâncarea 2, mâncarea 3. Ok, zici că e ceva burger tocit și e un cub. Haba, n-am ce se întâmplă. Aici zici că e pipi. Da, cred că e ulei și aici facem cartofi prăjiți. Ok, 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 ok. Avem aici gunoi, interesant. Și aveți, zici că trebuie să luăm prima comandă. Ok, zici aici iau comanda. Hai să iau comanda. What? Cine vrea? The... What? Stai, ce se întâmplă? De ce a venit o mașină aici? Bă, stai că nu mai înțeleg nimic. Deci, cineva vrea mâncarea numărul 2. Ok, poftim. Am luat-o. O am în mâna mea. Nu știu ce țin acolo. Poftim, ia mâncarea. S-a dus. S-a dus cu viteza luminii. Ești nebun la cap? Ok, păi este chiar foarte ușor să lucru la McDonald's. What? Stai un pic. Știrile zic că a scăpat un criminal de undeva. What? O zis că dacă vedem o dubă albă cu geamuri fumurii, adică așa negre întunecate, să chemăm poliția, pentru că în acea dubă a scăpat criminalul. Bă, stai un pic, să nu zici că criminalul o să vină la McDonald's și o să dea de mâncare, că atunci mă piși pe mine de râs, efectiv. Ce facem dacă vine criminalul? Ok, vrea food number one, adică mâncarea numărul 1. Poftim de aici, uite acum îți dau. Uite, avem un burger în mână acolo jos, perfect. Ia mă, ia mâncarea, poftă bună. Bă, dar uita să plătești. Ai băiatule, o pleca fără să plătească. Cred că chem poliția după el, ești nebun la cap. Ok, 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 ok. Ia, luăm următoarea comandă. Bă, aștept să vină criminalul, că sigur o să vină. Food number 3. Ok, deci noi trebuie să ne temem de o dubă albă cu geamuri fumurii, așa am înțeles. Na mă, n-ați-am dat mâncarea. Poftă bună. Catch the rat in the bathroom. What? Trebuie să prind șobolanul din baie? Stai un pic, unde-i baia? Alo? 112, poliția? Încă n-am văzut criminalul, dar poate o să vină mai târziu. Ok, aici e baia oare? What? Bă, am văzut o cioară, ce am văzut? Băi, ești nebun la cap, ce căuta o cioară aici? Bă, fraților, sunt ciori în jocul ăsta. Băi, băiatule, uite-te la ăsta. Uite, ce ăsta, furnică? Hai de capul meu, nu mai înțeleg nimica. Unde-i baia? Aici-i baia. Bă, Jerry! Jerry din Tom și Jerry! Ce faci, frate? L-am omorât cu mâna. Măi, băiatule, what? Ok, cred că dacă vine criminalul, îi punem asta în sandwich, ești nebun la cap. Cum ar fi, mă, să-i pun asta în sandwich? Bă, aș muri de râs. Hai să vedem dacă putem pune în sandwich. Ok. Am luat comanda. Food number 4? Păi n-avem mâncarea numărul 4. Dar stai așa că bucătarul jocuri horror ți-l gătește. Stai liniștit, fii atent. Fii atent că ți-l gătesc eu. Cum îl gătesc? Pot să-l gătesc, nu? Uite, dar ce dacă îți dau șobolanul? Ia! L-a luat! What? Ok. Cred că o să moară. Cred că ajungem noi la închisoare pe urmă. Că, na, am omorât pe cineva, ceea ce e destul de nasul, dacă mă întrebați pe mine. Hai să luăm următoarea comandă. Comanda? Dubă cu geamuri fumurii. Și a cerut un șoarece mort. Stai că merg să-ți aduc alt șoarece mort. Uite, mai trebuie să avem aici unul. Șoricei, arătați-vă. Șoricei, șoricei, șoricei. Poate unul în baie. Nu, no, nu, no, no. Nici aici, ok. Nici aici, ok. Vă rog un șoricel. Nici aici, nici aici. Oh, șnițel de avion. Nu mai avem șoricei.
Nasol. Bă, dacă vrei, pot să-ți dau un pupi. Ce-i dăm? Îi dăm mâncarea numărul 1. Uite, îți dau un burger cu carne de șoricel, da? Poftim. A plecat. Fratele s-a dus. Pick up the trash. Oh, trebuie să duc gunoiul. Ok, hai să ducem gunoiul. Presupun că îl duc afară. Au, ba nu. Au, aici avem mai multă mâncare. Ok. Atunci, unde duc gunoiul? Stai așa că nu e așa. Trebuie să-l duc afară. Sper să nu se supere criminalul. Și sper să nu vină după mine. Salut, bună! Unde trebuie să duc eu gunoiul? Aici în spate, presupun. Uite, aici. Da. Ok. Aruncăm gunoiul. Și sper să nu mor. Hai de capul meu, mă! Opa, ba! Am murit în viața reală, fraților. M-am dus. Lăsați un like dacă vreți să reînvii. Pentru că ați lăsat un like, am reînviat. Și o să mă duc rapid înapoi. Bă, fraților, nu mai înțeleg nimica. Este un criminal, este o fantomă și jocul zicea că este vorba despre extraterestri. Să-mi explice cineva în comentarii ce se întâmplă. Ok, hai să mai luăm aici comenzi. Food number one. Poftim, mâncarea numărul 1. Poftă bună, special pregătit pentru tine, cu carne de șoarece și sos de pipi. Oh. Ziua 2. Bă, parcă nu e așa de rău să lucri la McDonald's. Da, după cum ziceam, parcă nu e așa de rău să lucri la McDonald's. Ajutor. Ok, hai să mai luăm comanda. Asta este ziua 2, fraților, să nu uitați. Mâncarea numărul 2 este în drum spre tine. Deschide ura. Ha. Am vrut să zic deschide gura și am zis ura. Băi, eu nu mai știu vorbi. Posibil să nu mai știu vorbi la ce m-a speriat fantoma aia de acolo. Ok. Oh. Trebuie să șterg pe jos. Stați un pic. Mergem să ștergem pe jos. Ei bine, aici nu vedem doar burger, ci mergem să ștergem și pe jos. Sper să... Am auzit eu sau au bătut cineva? Cred că am auzit. Sper să nu mă sperie nimic aici în baie, gen. Hai să ștergem așa pe jos. Ok, ștergem apa pentru că cineva s-a pișat pe aici. Habar n-am ce-au făcut. Așa, mai avem două băltoace de astea de pipi. Habar n-am. Nu știu ce este, ok? Nu știu ce este. Mie probabil este apă. Sper, adică probabil. Eu chiar sper să fie apă. Ok, să nu mă sperie nimica. Totul pare în regulă. Da, mă, da, nu-i nimeni aici la Căcănescu. Nu este nimeni. Ei bine, atunci, haideți să mergem înapoi și să mai servim clientul cu ce? Ce vrei, frate? Mâncarea numărul 3. No, aia ți-o dau, fratele meu. Mâncarea numărul 3. Poftim, poftă bună să... Oh, stai. Poftă bună să ai, să-ți bagi gogoașa în cu, adică... Să-ți o bagi în gură, să mănânci, să fie sănătos, da? Ok, următoarea comandă. O zis să merg afară și să-l ajut cu mașina. Bună ziua! Cine s-a... No, aia este destul de problematic, dacă mă întrebați pe mine. No, aia este destul de problematic. Salut, domnule! S-a întâmplat ceva cu mașina ta? Nu prea... Nu sunt mecanic! La revedere, am plecat, ne ducem înapoi. Bă, pleacă, bă, de aici! Bă! Bă, deci dacă le iau pe pupi și arunc cu pupii după tine... Ok, fraților, am revenit. Era să-mi sparg telefonul cu pupii cum l-am aruncat. Da, este tot în regulă, nu vă faceți niciun griji. Pupii este în regulă, la fel și eu și telefonul. Și acum, haideți să ne continuăm aventura în joaca aceasta deloc horror. E chiar distractiv să lucrez aici la McDonald's. Uite, vreau mâncarea numărul 3. Poftim! Am crezut că... Ok, totul este în regulă, m-am speriat că este criminalul din nou. Ok, ce mâncare mai doriți? Hai să iau aici... What? Dacă vezi criminalul, contactează poliția. Am văzut ceva afară înainte, nu știu dacă te ajută aia. Cred că vine ziua 3. Oh, fraților, vine ziua 3. Ce nu-mi place sunetul acesta, să moară porumbelul de pe casa mea. Ok, fraților, o nouă zi la muncă.
Omoară păianjenul din congelator de aici? Mă, ce păianjen, frate? Mie mi-e frică de păianjen și n-o să fac asta. Așa că, gata cu acest episod, fraților. Dacă ți-a plăcut, glumesc. O să îmi înfrunt frica, ok? Ia vedeți. Ha, nu mi-e frică de voi. Pleacă de aici. Te-am călcat, pumn în gură. Picior în gură. Pumn în gură. Cap în gura ta. Picior în gura ta. Pe tine te frec de cur. Mă, ce? Pe tine te, nu știu, omoară-l. Omoară-l și pe ăsta, gata. Am scăpat de pe ajunge ăștia nesimțiți. Să nu vă mai văd. O bătut cineva la ușă. Am auzit cum o bătut cineva la ușă. O bătut cineva. Mă, care bate? Băi, băi, ești de bun la cap, care bați? Aoleo, bă. Ok, hai înapoi. Cred că doar am halucinat eu. Posibil ca eu să fi halucinat. Cine știe? Take customer order. Ok, ce vrei? Hai! Mâncarea numărul 2. Uite, ți-o dau cu drag, fii atent. Ți-o bag aici în ulei. O frec aici de păianjeni. Așa, pe unde au murit păianjenii. O frec și pe jos, o șterg pe jos. Uite, o bag și în WC-ul pentru tine mâncarea asta. Uite, și în WC-ul am băgat-o. Perfect, poftim. Sunt gata să-ți aduc mâncărica. O să fie extraordinar de gustoasă. Poftă bună! Sper că-ți place sosul special pe care l-am pus. Mă, ce? Bă, ce s-a auzit fratele meu? What? Sună telefonul! Stai un pic! Alo, alo, poliția! Poliția! Am primit o alertă că un geam a fost spart. 1234. Ok, o zis că dacă într-adevăr s-o spart un geam și n-a fost o alarmă falsă, să deschidem ceva zonă de siguranță după ceva poză. Dar ce poză? Stai un pic. Ok, oh. Oh, what? Give me some sky? Ce? Zice că criminalul mă vrea? Dă-i jos ăsta, ok? Știi că parola este 1, 2, 3, 4. Da! Da! Unde e criminalul? Unde e criminalul? Ia să vedem. Ia mă, criminalule, unde ești? E în baie? Poate este în baie, stați așa. În baie? Nu? De ce scrie 4 din nou în stânga? Stai un pic. Există ceva? Huh? He's coming in 0 seconds. Hide in the freezer! What? Să mă ascund! Wow! Wow! Ce-a fost asta, fratele meu, că mi s-a oprit inima, ești nebun la cap? Mi s-a oprit inima, ești nebun la cap? Gata cu acest episod, fraților! Dacă ți-a plăcut joculețul, nu uita să lași un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!